Prieteni, astăzi facem o nouă rețetă și anume, hai să trecem direct la treabă și să vă arăt despre ce este vorba. Ia uitați, eu am aici murături, toate culorile. În afară de murături, am, ăștia sunt gogoșari, ăștia sunt dovlecei, dovleci. Am și morcov și cam atâta, aici și morcov. Așa și murături. Murături și roșii și verzi și așa. Iar acum o să trecem să le punem un pic de sare, un pic de zahăr și după aceea v-a luat următorul ingredient. Uitați-o cum arată. Deci i-am pus... Ia uitați, zeamă, de așa a început să-și lase, o lăsăm câteva ore. Deci am pus 750 de oțet, deci mai mult de o jumătate de kilogram. Și lăsăm să, și după aceea a pus în borcan, astupate și la revedere și bonjour. Vă arăt cum o să arate în borcan. Vara finală. Ia uitați. Murături asortate în oțet. Sunt nemaipomenite. Se poate pune cu diferite legume. De exemplu, eu n-am avut conopidă. Se poate pune cu sfeclă roșie, cu țelina. Deci combinația pe care vă place, aia o puteți face. A făcut o prietenă și am fost și l-am... făcut după gust cu oțel și vreau să vă spun că a ieșit nemaipomenit culoarea roșie, altceva. Așa că eu vă spun spor la treabă și lăsați-mi un comentariu și ne vedem pe curând la următorul video. Pa!